O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. A fost, vreme de două milenii, un continent care s-a bucurat de un succes remarcabil. În cartea sa, Scurta istorie a Europei, Simon Jenkins spune povestea acestei evoluții, de la un câmp de luptă între triburi războinice, la un tărâm al păcii, bogăției și libertății. O poveste cu suișuri și coborușuri, care pornește din Grecia și Roma antică, trece prin Evul Mediu, Reformă și Revoluția franceză, traversează cele două războaie mondiale și se oprește în actualitate. Jenkins se ocupă atât de personaje istorice precum Julius Caesar și Ioana d'Arc, Wellington sau Angela Merkel, precum și de personalități culturale, de la Aristotel la Shakespeare și Picasso. Urmărind anumite teme de-a lungul epocilor, de la ambițiile tinereții și conflictul religios, până la constrângerile geografice și invazii, Jenkins aduce la oaltă forțele cheie și perioadele principale într-o narațiune cronologică. Cu toate că a trecut prin multe tulburări de-a lungul istoriei sale, Europa a lăsat o amprentă de neștersă asupra lumii. Cum a devenit atât de puternic un continent atât de mic? Cum de diplomația s-a transformat atât de des în băi de sânge? Și care sunt implicațiile acestor lucruri astăzi? În ciuda importanței politice, economiei și culturii europene, nu a mai existat până acum o carte atât de concisă care să le spună povestea. Acoperind evenimente cheie, epoci și indivizi remarcabili, portretul pe care îl realizează Jenkins continentului Europa nu poate veni într-un moment mai potrivit și nici nu poate fi realizat mai bine. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.